Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. Vreau o serie de etalări la alegere. Nu știu de ce mi-e dor de genul acesta de etalări. Etalare la alegere despre ceea ce gândește o anumită persoană. Evident că puteți să verificați sincronicitatea, concordanța, adevărul unor informații testând pe mai multe persoane, că oricum sunt patru numere, da? Aveți numărul 1, 2, 3 și 4. Asta este un pic mai spre roșu, da? Un cuarț, un alb spre roz, foarte fin. Verde. Nu e malahit. Eu cred că e aventurin. În fine, acvamarin albastru, da? Vă puneți pauză, vă alegeți. Ideea este când vă alegeți o anumită persoană, da? Poate să fie și un coleg, o colegă la locul de muncă, nu neapărat din perspectivă amoroasă, da? Dar rămâne să vedem ce mesaje descoperim. Ideea este că puteți să asociați aceste persoane din mintea voastră cu niște culori, de exemplu, aici pasiune sau stabilitate sau o anumită intensitate în felul în care se poartă. O persoană, eu acum încerc să vă, nu să vă derutez, ci să vă inspir. O anumită persoană vi se pare că e mai transparentă sau sinceră sau aveți nevoie de sinceritate sau poartă mai mult alb, celălalt sau cealaltă poartă mai mult roșu sau are părul roșu. Vedeți cum asociați. Cineva are ochi albaștri sau e mai sensibil, acvamarinul ține de apă, dar poate să fie și cer, și apă, și aer. Da? Sunt diferite feluri în care verdele ține de pământ, de ceacra inimii, de mai multe lucruri, da? Vedeți cum asociați. După îmbrăcăminte, după niște trăsături fizice, după trăsături de caracter, după ceea ce aveți voi sau ceea ce simțiți voi pentru ei, da? Ok. Okidoki. Continuăm, da? Continuăm. Numărul 1. Haideți să vedem ce am zis. Ce gândește? Niște mesaje. În primul rând, haideți să vedem energia generală dintre voi. Numărul 1. Energia generală dintre voi. În această perioadă. Vedeți că aceste etalări la alegere, într-adevăr, care le fac din când în când, poate ar trebui să le fac mai des, se schimbă în funcție de pozițiile planetare, de stările persoanei, ale voastre. Ia uite, energia generală. 4 de bâte. Energia generală. La capătul setului de cărți, cineva vrea să iasă dintr-o stare de blocaj mental, un stres, o obsesie, în care nu, obsesie că nu se pot elibera de ceva din trecut, de un element care îi ține pe loc. La capătul setului de cărți, vedeți că este și acest 0 și 6 de bâte. Cineva vrea să riște 0, da? Să o ia de la 0 și să câștige o victorie în această relație cu voi, într-un fel sau altul. Această relație este, deocamdată, cartea așa arată, da? 4 de bâte ține de conceptul de casă, că e 4. Fiind de bâte, e element de foc. Interesant că vorbim în august despre acest lucru. Poate la portarul energetic 8-a 8-a să se întâmple ceva. Iar, vedeți, poate să varieze, evident. E un portal. E o chestiune care ține de casă. O să vedem. Sau o să vedeți și voi cum se așează mesajele. Chestiune care ține de casă, de bucurie, poate de un spectacol, poate cineva vrea să invite pe cineva la un spectacol, se gândește ce frumos ar fi să fim împreună în acel sau un concediu sau undeva, da? Într-o excursie. Să vizitați un castel, să ieșiți la iarbă verde și să vă bucurați unul de celălalt și uite așa să intrați printr-un portal. Dacă înainte nu v-ați bucurat sau nu ați fost împreună, prin acest gest să se manifeste, să zic, o oarecare stabilitate între voi. Așa am simțit nevoia să explic acest 4 de bâte. Hai să vedem la ce se gândește, ce ar vrea să vă transmită. Numărul 1. Odată. De două. Trei. Oh! Nu, nu fac așa. Deși văd dezamăgire, a fost o dezamăgire. Am văzut 3 de spade. A
fost o dezamăgire între voi. Probabil se vrea construcția unei relații stabile. Într-un fel sau altul, sau a fost o dezamăgire în viața unuia. Împărăteasa, ce frumos. Baretul de cupe. Lumea, wow. Wow. Șapte de cupe. Fantastic, ce frumos. Ce frumos gândește acest personaj. La capătul setului de cărți, justiția. Justiția. Dar justiția are în spate puterea și împăratul. Posibil cineva cu marcaj puternic în semn de aer, în balanță. În mod special, că am văzut justiția, văd și regina de spade, văd și cavalerul de spade. Dar acest personaj vrea să-și... încearcă să se controleze. Are o tendință. Cred că e ego cuiva. Sau la un moment dat, că tot am văzut trei de spade, probabil că ego-ul cuiva, dorința de a avea control, de a își impune regulile, de a fi, eu știu, bărbatul în casă sau fiecare cum se simte, da? Această atitudine cred că a creat acel trei de spade din trecut. O să și clarific. Pentru că în acest moment, gândurile sunt frumoase, sunt pozitive. Imediat le clarific. Ia uite, trei de spade și am văzut și șapte de spade mai devreme. Cineva a fugit de această bucurie, de acest potențial. E un potențial. Personajul la care vă gândiți se gândește că e un potențial deosebit dacă ar putea să echilibreze situația. Dacă, repet, dacă până acum s-a cineva, unul din voi s-a abținut, a fost în control, a vrut să aibă putere, a vrut să fie mental cu cavalerul de spade și regina de spade, da? Și să-și controleze mental, interesant, pasiunea și, uite, și diavolul și regele de foc, da? Acum își dorește... se gândește, da? Se gândește că ar fi frumos să se echilibreze situația, să se facă într-un fel sau altul dreptate. Hai să și clarific, da? Ia uite. Cineva a manipulat situația și a adus, a încercat să fie manipulator, un pic egoist, și a produs dezamăgiri. Clarificăm împărăteasa. Marele preu și împărăteasa. Clarificăm valetul de cupe. Clarificăm lumea. Trei de cupe. Clarificăm șapte de cupe. De monede. Și la capătul setului de cărți, faetul 6 de cupe, 7 de cupe, 6 de cupe, 9 de, da, 9 de spade. Am zis cineva și-a reținut, ia uite, puterea, regele de cupe, luna, 9 de spade, cineva și-a reținut sentimentele într-o relație. Într-o relație, în relație cu voi, presupun, da? În relație cu voi și-a reținut, a vrut să aibă control. Așa a fost învățat, pentru că văd marele preot care reprezintă tradiția, da, educația cuiva. Acum, ce gândește, am zis, da? Că această etalare este... reprezintă în această perioadă gândurile pe... sau gândurile pe care le-au în această perioadă. Scuzați-mă reținerea. Gândesc despre voi, că sunteți absolut minunați, minunate, frumoși, spectaculoși și că vreau totuși să iau o clarificare pentru șapte de... Da, e un stres, am văzut și 8 de spade. Clarificăm șapte de cupe. Gândesc că trebuie să încheie un stil de viață, lumea. Un stil de viață. Un capitol. Ia uite, valetul de bute.
Ce simt? Deci am zis, gândesc despre voi că sunteți frumoși, spectaculoși. V-ar scoate undeva la o întâlnire cu patru de bâte. Ar putea să aibă un cuplu fericit împreună. Dacă n-au avut cu altcineva sau cu cei din înainte, gândesc că împreună, marele preot, patru de bâte și împărăteasa, puteți să aveți un cuplu deosebit, special. Da? Dar pentru asta trebuie să vină cu un mesaj din suflet, un mesaj care exprimă și sentimentele, dar și pasiunea pe care a reținut-o până acum, după cum am văzut mai devreme. Această regină de bâte, da? Pasiunea, atracția pe care o simt pentru voi. Pentru unii e posibil ei să fie într-o căsnicie, într-o relație, să aibă un copil și apariția voastră să vă pună în această formă triunghiulară, da? Poate să fie și o distanță și din cauza distanței să viseze la această atracție pe care o simt pentru voi. Posibil această atracție să apară și la locul de muncă. Pentru unii, ideea este că își dorește acest personaj să încheie un capitol și să manifeste, să muncească într-o nouă direcție. Pentru că după lume apare, văd, 8 de monede. Vrea să muncească, să materializeze acest vis. Sau visul fiind voi, da? Atracția pe care o simt pentru voi. Vor să creeze ceva stabil, da? Aici este 4, este un element stabil, avem și 8. Pentru acest 4 de bâte trebuie să dubleze efortul, da? 4 și cu 4 înseamnă 8. Să dubleze efortul, să muncească intens pentru a pune în practică, repet, acest vis și această atracție. Pe de-o parte, am zis, posibil să fie o altă căsnicie la mijloc, între voi, dar poate nu pentru toată lumea. Dacă nu e o altă căsnicie, este și gândul lor că ar putea să aibă o relație specială cu voi. Pentru că sunteți foarte atractivi din perspectiva lor, magnetici. Și nu doar, aveți și o legătură spirituală profundă. Ei simt acest lucru. Chiar dacă pentru unii există acest triunghi. Acum, alegerile sunt ale voastre, evident. Este o parte sau, cum să zic, sunt parte din gândurile lor. Poate nu sunt toate, dar o parte din gândurile lor acestea sunt. Ia uite. 22. Ce ar vrea să vă transmită? Interesant, aveți 1-1 și 2-2. Numere repetitive, numere maestre. Gândesc că vor să vă îmbrățișeze, chiar dacă sunteți la distanță, văd lumea și aici iar o altă lume, sunteți la distanță și vă îmbrățișează cu gândul, visează la voi, am zis, visează la această atracție pe care vor să o materializeze, dar loving all that is, am zis, apare împărăteasa, apare regina de bâte, apare marele preot, apare lumea. Sunteți totul pentru ei dintr-un punct de vedere. Sau poate din toate punctele de vedere, sunteți totul pentru ei. Și dacă mai e o altă căsnicie în joc, dacă mai este o soție sau un soț, dacă mai e un copil, într-adevăr, alegerea este mai dificilă, dar undeva există acest gând. De a materializa totuși acest vis față de voi. Sau pe care l-au cu voi. Hai să vedem și alte mesaje mai vin. Ce ar mai vrea să vă transmită? Numărul 1. Ia uite, I will fight for you. Voi lupta pentru tine. Interesant, nu apare nimic concret legat de, ca și carte, legat de conflicte, de luptă și totuși mesajul zice că vrea, da? Cum a zis, vrea să materializeze, poate să fie o luptă practică la locul de muncă, gesturi practice. Lupta aceasta nu trebuie să fie musai cu pumn și cu palme, da?
I feel so much tenderness for you. Am zis, simte, simte foarte multă tandrețe și trebuie să exprime această atracție și tandrețe, și atracție, dar și tandrețe. Iar, ce frumos, mulțumesc de inspirație, că îmi scăpa ideea, când apare împărăteasa, într-adevăr sunt sentimente și gânduri materne, gânduri care personajul își dorește să vă hrănească, să fie protector, să aveți abundență, să aveți creștere, am vorbit de abundență, să vă bucurați. Să vă bucurați, trei de cupe. Sunt gânduri. Acum, una este gândul, alta este emoția, alta este intenția. Și alta este ce manifestă, evident. Sunt gânduri. Numărul 1. Ce mai gândește? Despre numărul 1. Personajul pe care l-aveți în gând. Up! S-a mișcat. Ups! Iată. Niciodată nu o să te uiți, este imposibil. Probabil că aveți... Mi este rușine de comportamentul meu. Probabil ceva s-a întâmplat. Am văzut trei de spade, da? Am văzut trei de spade, am văzut dorința de control mai devreme, dați în urmă eventual. Dacă nu vă mai aduceți aminte, mai aduc eu aminte. Am văzut reținerea asta, ia uite. Cineva, ia uite, a încercat să fie și aici, se vede, da? Împăratul, puterea, dar cineva a încercat să-și rețină dragostea. Și a blocat un potențial, am zis eu, un potențial superb. Totuși, între voi există multă fantezie, speranță, așa simt la șapte de cupe, chiar dacă există și o confuzie. Zic speranță, pentru că șase de cupe, dorința de a vă împăca, vă simțiți telepatic de la distanță. Tandrețe. Șase de cupe, împărăteasa, valetul de cupe. Tandrețe. Ce alte mesaje? Da, probabil că în trecut a pretins că nu-i pasă, tocmai pentru că îi păsa foarte mult. Poate vi se pare ciudat, vi se par ciudate aceste mesaje, sunt gândurile lor. Și repet, dacă au încercat să aibă control, să nu arate, să fie mai sobri, să fie tradiționali cu marele preot, da? Acum vor să exprime pasiunea și tandreța și senzualitatea pe care o simt și dorința de a vă bucura împreună. Vor să materializeze acest vis, e clar, 8 de monede și 7 de cupe, da? Și ca final, ca și clarificare, trebuie să fac acest gest, să vină și să exprime ceva. Doi valeți exprimă, amândoi exprimă. Și își doresc să vină înspre voi. Își doresc, gândesc că ar fi cazul, da? Pentru că sunteți suflete perechi, poate chiar flăcări gemene. Și știți bine, flăcările gemene trec prin povești dramatice, nu sunt ușoare, scuzați-mi bălbăiala, nu sunt ușoare poveștile între... Flăcările gemene. Toată ziua mă gândesc la tine. Tu nici măcar nu știi chestia asta. Frumos. Frumos. Și nu doar că se gândește toată ziua, dar iubește tot ceea ce este legat de voi într-o formă sau alta. Vă îmbrățișează din gând, da? În lumină. Își doresc să vă iubiți în lumină, în sensul de în adevăr, în speranță, în bucurie. Alte mesaje ar mai vrea să vă transmită. I miss your touch. Da, dacă ați fost împreună, este doar de atingerea voastră. Dacă n-ați fost, este doar să fiți împreună. Da? Și această atingere nu e musai să fie erotică, poate să fie să vă țineți de mână, da? Să fiți la o întâlnire, să fiți la o plimbare, să fiți în excursie la iarbă verde, să vă țineți de mână, să vă îmbrățișați, da? Nu e vorba, da? Ia, și e frumos, parcă e o îmbrățișare aici. Parcă și această persoană este plină de dor. Este dor de atingerea voastră. Sau să vă țină în brațe, sau să vă mângâie prin păr. Așa simt, așa simt, așa transmit. Deocamdată, cam atât. Sper că v-a plăcut și, repet, nu vă uimiți, mai ales pentru că am văzut că s-a controlat acest personaj. Dacă acest personaj nu s-a controlat, înseamnă că are niște situații în viață. Vedeți, vedeți. Eu nu mai comentez prea mult pentru că
Mesajele sunt pentru cine trebuie să fie. Da? Ok. Okidoki. Să pun cărțile la loc. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Acest cristal frumos. Am zis, în această etalare încercăm să vedem ce gândește persoana la care v-ați gândit voi. Puteți să verificați prin mai multe alegeri despre diferite persoane. Ce gândește despre voi, numărul 2, persoana la care v-ați gândit? Energia generală. Energia generală dintre voi. Energia generală dintre voi. Energia generală dintre voi. Să nu uitați că este diferență între ceea ce gândește, ceea ce simte, adică emoțiile, da? Ceea ce manifestă intenția, ceea ce pune în practică. Energia generală dintre voi, numărul 2. Un pic cam greu, vine mesajul la numărul 2, nu știu de ce. Da, cu răbdare, avem răbdare. Probabil că și voi trebuie să așteptați sau ați așteptat în această direcție, în această poveste. Roata norocului, frumos. Energia generală dintre voi. În primul rând, e o întâlnire de destin. O întâlnire de destin care manifestă diferite faze în această poveste. În funcție de timpul divin, nu are legătură nici cu dorințele voastre, nici cu impulsurile voastre. Lucrurile se manifestă în timp divin, da? Pac, 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 în funcție de secundele, minutele, orele divine. Probabil că această legătură implică astrologia tarotul într-o formă sau alta. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Probabil că această poveste dintre voi implică o chestiune care ține de mișcare, e o roată totuși, o roată a norocului. E o roată care schimbă energiile într-un fel sau altul. Întâlnirea dintre voi vă schimbă destinul, da? E o chestiune, iar implică mașină în mod special, pentru că e o roată. În capătul setului de cărți, magicianul, acest personaj, ia uite, vrea să vină să vă cucerească, da? Să manifeste ceva după ce, ia uite, a trebuit să se vindece, să încheie un ciclu dureros cu cineva, cu cineva sau cu mai multe persoane, poate un stil de viață, 10 de spade, da? Un stil de viață, poate prea mental, poate gândurile, vorbele cuiva i-au rănit. Sunt multe, multe, care se adună într-un ciclu, da? De 10 spade, dureros. Hai să vedem ce gândește despre voi în această perioadă. O parte din gânduri, pentru că, dragii mei, știți bine, avem multe gânduri. Foarte multe, dar e bine să le ținem uneori în control, pentru că ele se manifestă. Dacă mai este și emoție, cu atât mai mult. Cu cât gândurile au și emoții, cu atât se manifestă mai repede. Ce gândește despre voi? Dată. Dori. De trei ori. Probabil că e cineva născut în octombrie pentru cineva sau ceva legat de numărul 10. Oh, ce frumos! Două de cupe. Moartea. Balanță scorpion cu spidă pentru un iau. Interesant. Unul poate are lună, pentru unii, nu toată lumea evident, dar pentru unii posibil, lună în balanță, lună în scorpion și se creează o conjuncție mai largă, mai strânsă, variază. Sau un aspect. Wow, deja am emoții, deja am palpitații. 5 de spade. Era să zic știți voi cuvântul. Și 9 de bâte. La capătul setului de cărți, 9 de cupe. 9 de monede. Unul dintre voi este singur. Posibil celălalt e căsătorit și are un copil. Posibil nu obligatoriu. Da? Sau dacă nu e căsătorit, vă vede perechea ideală. Vă vede perechea ideală. 9 de cupe, 9 de cupe, 9 de cupe, 9 de monede, pardon, față de care are emoții intense, copleșitoare, copleșitoare. Sunteți ceea ce și-au dorit dintotdeauna. Așa simt ei. Așa simt ei.
Ce gândesc? Că sunteți suflete perechi, clar, conștientizează că această întâlnire v-a adus împreună ca să le transforme viața. Vă transformați viața și unul și celălalt, sau și unul și voi lor și lor vouă. Și totuși, apare această tendință a cuiva, sau poate amândurora, de a face jocuri mentale, de a încerca de a avea ultimul cuvânt sau de a-și impune, eu știu, ceva. E o chestiune mentală, un joc mental. Poate există invidioși în preajma voastră, într-adevăr, care vă blochează conexiunea. Există însă. Tocmai intensitatea e o legătură extrem de intensă. Intensitatea acestor emoții, da, 2 de cupe, 9 de cupe, este atât de mare încât acest personaj se gândește că trebuie să aibă, ia uitați, cu sabia în sus, să aibă câștig. Nu, trebuie să aibă câștig, nu contează, mă abțin, pun blocaje, iar e o chestiune care... Dar tocmai această tendință mentală blochează conexiunea cu voi, într-un fel sau altul așa simt. Hai să și clarificăm. Păcat de această tendință. Dar am zis, roata se învârte. La un moment dat se va reveni iar la starea, da, euforică, emoțională. Comunicați telepatic clar. Puteți să vă transformați și de la distanță, chiar dacă cineva tot pune bețe în roată. În roate. Și, repet, cred că pune mentalul unuia dintre voi, cel care are mai multe aspecte în semne de aer, are această tendință. Clarificăm 2 de cupe. Pentru... Ia, steaua, Doamne, a zis că sunteți tot ce și-au dorit. Sunteți tot ce și-au dorit. Fantastic, la capătul sedelului de cărți, 4 de bâte, da? Sunteți flacăra lor geamă, sufletul pereche. Conștientizează, da? E atât de intens. Clarificăm moartea pentru numărul 2. Ia, regina de cupe. Doamne, dacă te emoții. Dar această intensitate și vindecă și pe de-o parte și rănește. Da? Vă atingeți puncte sensibile. Puncte sensibile. Mândria poate să fie una. Da? Sunt răni vechi care se reactualizează numai stând în preajmă, numai gândindu-vă unul la celălalt. Iar o chestiune de maternitate. Le transformați conceptul despre maternitate, despre senzualitate, despre conexiune emoțională. Le transformați inima, felul în care se dăruiesc și iubesc. Wow! Clarificăm 5 de spade. Luna. Aici este. Frica. E o frică de emoții, pentru că sunt teribili. Voi vedeți cărțile? Că nici nu mai trebuie să mai povestesc. Frica de emoții. Încearcă să fie în rațiune, da? Să fie logici, să spună ei, să gândească. Pe sabia în sus, da? Să aibă victorie, să gândească. Eu zic că e mai bine așa. Nu, no emotions. No, sunt prea multe. Nu, mă cufund în atâtea emoții. Nu pot. Trebuie să respir, apropo de aer. Trebuie să respir. Probabil că e cineva apă, aer, da, cineva, cel care are mai mult aer decât apă, are nevoie, e ca atunci când te sufoci, când intri, te scufunzi în apă și ai nevoie de aer. Dar poate să fie doar o iluzie, o impresie, în fine. Uite. Această atitudine blochează, 9 de bute apare iar. Această atitudine blochează deocamdată evoluția într-un fel sau altul, dar 9 de bute, clarificăm 9 de bute. Sunt multe. E atracție. A? Interesant. Hai să le iau. Există atracție. Există atracție, dar posibil pentru unii să fie și ambiția. Ambiția de a face bani. Ambiția de a fi în control, regele de monede. Poate are o atitudine, acest personaj are o atitudine materialistă și totuși își dorește să colaboreze cu voi pentru că simte atracție, poate să fie să-și dorească să se gândească cum să, dacă vor să schimbe această tendință mentală, o pot face printr-o colaborare artistică sau creativă, neapărat artistică sau creativă. Pe de altă parte, dacă sunt căsătoriți sau dacă unul dintre voi sunteți căsătoriți, apare iar această
Acest 3, da? Însă, ce, cum, la ce se gândesc ei? Am zis, atracție, vor să vină cu un mesaj, vor. Au totuși această ambiție de a comunica, nu se știe când, dar e doar un gând. Dar despre ce să comunice? A, că ei au bani, că vor să vă susțină, poate n-au bani, dar vor să vă susțină să fie stâlpi, sau mai ales dacă sunt bărbați, vor să fie de ajutor, da? Stâlpii familiei sau legăturii, da? Vor să construiască cu voi. Există acest gând. Am zis pentru că vor să manifeste, vor să manifeste victorie. Dar pentru asta trebuie să încheie un ciclu. Ia uite ce au făcut. Ia uite ce au făcut, da. E o nouă dragoste. Poate unii au un job important, alții au o familie și aportă această dragoste. Măi, ia uite, doi de cupe, da? Asul de cupe și cavalerul de cupe. Exact aici. Ați venit la momentul inoportun. Și uite, s-a ajuns aici. Aici trebuie încheiat un stil. Un stil, poate materialist, poate obsesia pentru job, poate o familie, repet. Da? Trebuie încheiat ceva. Și ca să aibă victorie, trebuie rezolvate niște probleme. Ia uite, 10 de cupe, 9 de cupe. Și totuși. Au tăcut, au încercat să se detașeze de acest 2 de cupe, dar au încercat, da? Și mental și emoțional, dar nu merge, n-ai cum. Hai să mai aleg un mesaj. Ce vor, la ce se gândesc? Nu o să ai ce... Ce se gândesc? Ia uite, că sunt într-un vid din care trebuie să ia, sunt într-un întuneric, am zis, este confuzia asta, aici e lună, e întuneric, da? Și aici sunt nori. E un întuneric emoțional și mental pe care îl pot vindeca doar prin voi. E lumina aici între voi doi, aici este steaua, da? Voi le arătați calea cum să iasă din acest întuneric. Voi sunteți speranța. Ia uite, steaua e aici, în întuneric. Eremitul e în întuneric. Iar 8 de cupe e în întuneric. În momentul în care se detașează, încearcă să se detașeze, să păstreze controlul acestei pasiuni, da? Din cauză de tradiții, de educație, de familie, de job, de bani, atunci intră în întuneric. În momentul în care se gândesc la voi, apare speranța și totuși este o teamă de aceste emoții. Prea profunde. Prea. Dar sunt gânduri. Gândul final este că totuși își doresc să colaboreze cu voi, să comunice, să-și comunice măcar o parte din ceea ce simt, măcar atracția fizică. Emoțiile nu, încă nu sunt pregătiți să le comunice, nu. Dar atracția fizică o pot comunica. Sunt obișnuiți să comunice chestiuni de genul acesta, da? Mental, practic, chiar sexual. Dar când e vorba de emoții, mai greu. La ce să mai gândesc? Sau ce ar vrea să vă transmită? Alte mesaje sau alte gânduri. Ce? Probabil că a spus un cuvânt, ceva, un cuvânt al vostru i-a influențat teribil. I-a dărâmat într-un fel sau altul? Sau i-a înfricoșat? Sau le-a atins acel punct care reprezintă mândria, o rană, da? O rană de trecut? Iar au probleme pe filieră maternă. Relația între ei și mama nu e prea grozavă, da? Mama, lună și 5 de spade. Și din cauza asta, voi, atingându-le sufletul, le atinge și acest aspect. Deci, alt mesaj. Cuvintele tale sună încă în minte. Interesant. Cuvintele tale. Poate nu e vorba doar de un anumit cuvânt, poate vocea voastră, deși nu văd nimic legat de spade, decât dorința lor de a avea un câștig. Poate a fost un refuz din partea unuia la altuia, într-o formă sau alta, cât ar fi de delicată. Dar nu contează uneori cum refuz pe cineva, cât de elegant și de finuț ești în exprimare. Orgoliu e atins și atunci începe suferința. Și se retrage și se înfricoșează și de ce să lupt, de ce să aia, de ce să lată. Alte mesaje. Numărul 2.
Am văzut 9 de spade, nu, 10 de spade, dar parcă am văzut și 9 de spade, unde era? Nu, 10 de spade am văzut. Alte mesaje. Ce zice? Nu pot să te țin în afara minții mele. De ce? I cannot keep you out of my mind. My head. Da? Deci se gândește tot timpul la voi. Clar, mă mir că n-a apărut 9 de spade, dar am văzut la parcă la un moment dat 8 de spade. Aici este. Stresul. E un stres. Și din cauza că se gândește tot timpul la voi. Dar eu cred că nu e atât de mult. Cred că se confundă mai degrabă gândul cu emoția. Sunteți. În momentul în care v-ați întâlnit, le-ați atins sufletul și sufletul a rămas așa, în această vibrație. Îmi pare rău de ce am spus. A spus ceva. Poate că a spus în spate, poate că a bârfit, 5 de spade înseamnă și bârfe. Tocmai ca să-și arate puterea în fața, eu știu cui, sau să-și anuleze emoțiile, luna, fricile, confuziile. Alte mesaje pentru numărul 2. Mesaje, gânduri. Luați-le cum bine. Numărul 2. Oricum, mai devreme sau mai târziu între voi trebuie să fie lumină. Oricum, este lumină. Este lumină. Chiar dacă cineva încearcă să fugă de această lumină. Dar după cum vedeți, aveți mai degrabă lumină nocturnă. Elemente feminine, da? Lună, stea, toate țin de noapte, de lumină în întuneric. Și din cauza asta este și frica și confuzia. Trebuie să înveți acest personaj să-și asculte intuiția. Simte, are multe capacități mentale, intuitive, emoționale, dar fuge de ele într-un fel sau altul. Alte mesaje. Ce zice? You are so beautiful! Este atât de frumoasă. Am zis că sunteți ca steaua, ca o stea pentru ei. Sunteți ca, eu știu, un personaj... Nu doar egal, că e o regină, într-adevăr. Un personaj, nici n-aș spune de vis, că, deși este un personaj ideal, clar. 10 de cupe, steaua, 2 de cupe, regina de cupe. O vedetă, ca o vedetă. Sunteți... Poate chiar sunteți persoane publice, poate și ei sunt. Și aici este problema. Variază. Oricum, voi, doar voi doi, vă puteți vindeca sufletele. Nimeni altcineva nu vă poate. Și această vindecare vine într-adevăr cu transformare, cu durere. Durere? Știți, dragostea profundă chiar doare. Cine are planetă în Scorpion, înțelege. Ia uite, ce zice? Ne conectăm prin muzică. Interesant, ne conectăm prin muzică. Probabil că și voi simțiți când ascultați muzică, simțiți că anumite mesaje sunt pentru voi de la ei și ei când ascultă anumite melodii. Ce zice? Iar o chestiune care ține de cuvântare, de cuvinte. The right words never come out. În continuare consideră că sunt atât de multe lucruri pe care nu le-au spus. Atât de multe lucruri pe care nu le-au spus, se vede și prin eremit, da? Și nu-și găsesc cuvintele din cauza acestei confuzii și complexități emoționale, da? Nu-și găsesc cuvintele corecte, potrivite în preajma voastră, cum să exprime, da? Nevoia de exprimare. Este foarte importantă gândul acesta, cum să vin și ce să vin, ce să-i zic. Se gândește ce să-i zic, ce simt, dar nu pot, că nu știu ce cuvinte pot eu să folosesc ca să exprim, decât eventual prin muzică, altceva. Eu personal încerc să creez un monolog. Eu personal nu știu cum aș putea să exprim aceste stări atât de profunde. Da? Decât eventual prin muzică, am zis creativ, da? Valetul de cupe și trei de monede, mi se pare... O colaborare sau comunicare 3, da? Colaborare și comunicare creativă.
sau eventual să comunice sexual, practic, uite, eu te pot ajuta așa, putem să colaborăm așa, pentru că îmi placi cum arăți, la la la, dar când e vorba de emoții, nu găsesc cuvintele potrivite. The right words never come out like I want them to. Și ați văzut că a venit mesajul destul de greu. Acest gând, acest mesaj, vine greu. Măcar l-a transmis, nu? Măcar a fost sintonia. You feel like a warm home to me. Ia uite, luna în casa a patra. Pentru unii, aveți într-un fel sau altul lună în casa a patra sau aveți planetele unuia pică în casa a patra a celuilalt, se simt ca acasă. Se simt ca acasă lângă voi. Și, dar nu e acasă, casa aia în care au fost crescuți, educați, e casa aceea sufletească, în familia sufletească. Simt că ați mai trăit împreună, ați mai fost împreună, v-ați mai iubit cândva într-o altă viață. Hai, încă un mesaj, încă un gând pentru numărul 2. Și 40 se reduce la 4, apropo de casă. Da, 3 și cu 1 de la valetul de monede, 4, da. Deci, dacă e în casa lor aceea, care o fi familia sau relația de lungă durată, dacă ar avea vreuna, se simt în întuneric, voi le aduceți lumina, le arătați alt drum. Se poate crea, se poate manifesta stabilitate, dragoste, altfel. Casa asta nu înseamnă doar întuneric, nu înseamnă doar bani și tradiții. 3 și cu 1, 4, dar ei asta vor să ofere. 3 și cu 1, 4, interesant. Da? Tot 4. Dar sunt destul de... Uite că tot amestecă, mai vreau un mesaj. Sunt destul de rigizi într-un fel sau altul. Există o rigiditate, o încăpățânare. Dar în momentul în care vor veni cu mesajul, vor încheia aceste probleme, aceste blocaje. Da? 9 și cu 1, 10, se încheie ciclu, da? 10 de bâte. Acest consum. Asta vreau? Ce zice? You change my life. Am zis, e vorba de schimbare. Mulțumesc mult de confirmare. Le-ați schimbat viața. Și nu e ușor. Când cineva schimbă viața, nu este ușor. Acum, ce sens veți avea când vă veți întâlni eventual sau când vor avea curajul să vă scrie o scrisoare, vreun e-mail, ceva, dar le-ați schimbat viața. Cam atât deocamdată. Mai vedem și cu altă ocazie. Sper că v-a plăcut. Și să-mi și confirmați dacă știți ceva, dacă simțiți, că uneori nici nu trebuie să știm, trebuie să fim conectați la acea intuiție, mai ales că aveți legături telepatice. Da? E o legătură profund telepatică între voi și acest personaj. Da? Cam atât deocamdată. Mai vedem și cu altă ocazie. Okidoki, numărul 3, cei care ați ales piatra verde. Am zis că încercăm să vedem ce gândește în această perioadă. Nu uitați că una este gândul, alta e emoția, alta este dorința, alta este realizarea practică, intenția și manifestarea. Că intenția există, dar ups, ia uite, energia generală. 10 de monede? Interesant. 10 de monede. Și 3 de cupe, nu cumva, mare grijă. Mare grijă. Să nu fie o căsnicie la mijloc. Da? O căsnicie la mijloc și apare acest personaj ideal, voi sau, da? Apare un personaj ideal, voi sunteți aici, da. Ei totuși sunt căsătoriți sau poate voi sunteți căsătoriți, da. O dor un tronc. Eventual vor să vină să se întâlnească cu voi după o perioadă de tăcere? Posibil. Zece de monede. În primul rând, energia generală dintre voi. Poate că sunteți în familie, într-un fel sau altul. Dacă faceți parte din aceeași familie, și mai mișto. Dacă a fost o distanță între voi, o tăcere datorată unei călătorii și ar dori să se întoarcă, am văzut 8 de cupe, da? Și să vă bucurați de această întâlnire, de această căsnicie, de această regăsire. Dacă
nu sunteți căsătoriți, probabil că există o căsătorie a unuia, sau neapărat căsătorie, poate să fie familia din care se trag, cultura, tradițiile, da? Structura în care au fost educați. Poate să fie și un job, da? La mijloc, vedem. E un gând. Unul dintre zecile sau sutele de gânduri pe care un om le are, da? La un moment dat, ce gândește? 8 de monede. Iar monede, băi, deci nu se poate. 10, 8, hai. Regele de monede, 7 de spade. Ha. Și turnul, ups. Ups, ups, ups. La capătul setului de cărți, 2 de spade. Cineva trebuie să aleagă. Ha. Ori. Există două variante. Cel puțin două variante. Da, nu, hai să clarific mai întâi. Gândul de a munci pentru a-și crea stabilitatea este cel mai important. 8 de monede și regele de monede. Dar 8 și cu 1 face 9 și asta înseamnă independență financiară și totuși leitmotivul sau parte din, eu știu, energia generală este 10, da? Colaborarea, familia sau, eu știu, jobul. Și totuși apare acești 7 de spade. Cineva trebuie, oricineva s-a infiltrat în această construcție financiară și a dărâmat această construcție. Poate să dărâme un business, poate să se dărâme o familie, poate să cineva să plece din această structură tradițională într-un mod neașteptat. Hai să și clarific. Asta a fost un mesaj, nu fi pentru toată lumea. Clarificăm 8 de monede. 8 de monede. Clarificăm 8 de monede. Ce interesante. Sunt uneori talările astea, adică de fiecare dată le văd interesante. Cred că nu mi-am făcut un tic, chiar mi se par foarte interesante. Deci 8 de monede a fost clarificat cu 6 de spade. Regele de monede. Uf, e spânzurat. Șapte de spade. Șapte de spade. Șapte de spade. Clarificăm șapte de spade. Șapte de spade. Șapte de spade. Clarificăm șapte de spade. Am văzut, când a venit spânzuratul, am văzut și regina de cupe. Sunt niște emoții pentru cineva. Și totuși, acest personaj cam stă pe loc. Spânzuratul stă pe loc. Clarifică, iau-te, că vine greu. Șapte de spade, te rog frumos, haide. Hai mai repejor. Sfinte, două. Inspiră-ne. Sfinț Arhanghel, inspirați-ne. Ha, două. Ups! S-a mișcat rău? Nu. Interesant că au venit trei cărți. Ce ciudat. Și turnul. Turnul. Clarificăm turnul. Pentru numărul 3. Clarificăm turnul. Pentru numărul 3. Uf, da. Cineva vrea să meargă în altă direcție. Către, iau-te, sufletul sau pereche. Către, iau-te, sufletul pereche. Da? Regina de cupe pe care am văzut-o și aici și am văzut-o și mai devreme când a apărut spânzuratul. Posibil să fiți voi regina de cupe. Dar aceste emoții, da? Acest personaj blând, romantic, seducător, creativ, sensibil, carismatic, dar într-un fel așa, misterios. Gândurile lor. Se gândesc că trebuie să muncească. Probabil unii dintre
Așa vine, a venit brusc, așa a venit brusc, da, turnul, a venit gândul brusc. Probabil unii dintre ei depind încă de familie, într-un fel sau altul, și își doresc să muncească, să devină, da, a zis 8 și cu 1, 9, independenți, apți să susțină o familie a lor, o relație sau pe voi doi, da? Și totuși, da, trebuie pentru asta, trebuie să lase în urmă niște ape tulburi, poate să lase această familie, poate să lase această structură, alt job, da? Trebuie să lase ceva în urmă, da? De la 8 la 7, de la 6 la 7. Pentru asta au nevoie de o strategie. Pentru asta au nevoie de o strategie, da? Și 6 și 7 pleacă. Dar pe de o parte trebuie să lase și un job, pentru că 8 înseamnă job într-un fel sau altul, așa-l văd, și e casa a șasea a muncii, trebuie să lase și un job. Pe de altă parte trebuie, pentru că e 7, casa a șaptea a relațiilor de lungă durată, s-ar putea să lase și o relație de lungă durată. Au mai multe lucruri de lăsat în urmă, da, aia, în acest personaj, în această perioadă, acest personaj se gândește, ia uite, la faetonul care a revenit, se gândește, ce fac, cum schimb destinul. Stă și se gândește cum schimb destinul, cum merg mai departe, da, roata, faetonul, de două ori. Poate vor să schimbe mașina unii dintre ei, da? Dar până atunci, uite, încearcă să aibă putere să se abțină, pentru că au multe în cârcă, da? Se vede, au în cârcă, da? Multe, multe. Și mai consumi, uite, 10 de monede, iar 10 de monede, poate să fie și familia și jobul, ia uite, 10 de monede, 10 de spade, 10, fantastic. Fantastic, 3 de spade, fantastic, fantastic. Da. Fantastic, sărăcuții, eu așa simt să zic, sărăcuții, da? Și trebuie să fie puternic, să se abțină. Și aici este, se gândesc cum să lase în urmă aceste ape tulburi, da? Sau aceste situații apăsătoare în care muncesc, 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 dar n-au spor. Da? Muncesc pentru alții, pentru familie, pentru job, dar nu pentru ei. Da? Și să-și construiască această postură a lor. Poate gândesc că și voi sunteți într-o anumită poziție profesională, socială, mai înaltă, mai educați decât ei, și trebuie să vină și să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să pun așa. Cum se gândesc la o strategie? Turn, s-ar putea să, da, să vină într-un mod neașteptat. Faetonul vine, ia decizia, da, înainte de a veni, ia decizia, da, pentru că sunt două elemente, întuneric și lumină, da? Și aici iar doi de spade stă și se gândește, ia decizia, dar s-ar putea, nu s-ar putea, cu siguranță, decizia va fi luată într-un mod neașteptat. Faetonul și turnul. Decizia de a rupe macaroane, cum se zice, de a rupe ce? De a se despărți de o structură. Astea sunt gândurile lor. Ca să vină înspre voi, sufletul perechi, am văzut 2 de cupe, 10 de cupe. Dacă sunteți căsătoriți, trebuie să lase un job. Poate sunt departe de casă, da? 6, fac călătorii, iar 3 de bâte, iar distanță. Și faeton, da? E o distanță într-un anume fel. Și vor să vină, să lase în urmă acea structură, acel șef, acel job, și să vină înspre 4, faetonul în casa 4. 4 și 7, iar casa 4 și a relațiilor. Dar trebuie să învețe să aibă să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, nu se mai simtă legați. Nu se mai simtă legați de job, legați de familie, da? Dacă nu sunt căsătoriți, da? Sau legați de relația karmică, da? Trebuie să vadă lucrurile, trebuie să primească lumina. Interesant, o să vină lumina într-un mod neașteptat. Lumina e și aici, poate pe calea visului, poate, eu știu, pe altă cale. O să vină lumina într-un mod neașteptat, trăznetul, iluminarea, ideea. Cum să vină? Cum să vină? Am zis, e nevoie de o strategie, pentru că simt multă pasiune și totuși, iar, am zis, se simt ori într-o relație de cuplu nefericită, ori în niște probleme financiare, repet, ori depinde familie sau trebuie să lucreze pentru un job și nu e suficient de bănos, da?
și muncesc toată ziua și totuși există această pasiune, se dorește 4, da, 3 și cu 1, 4, se dorește să speră. Da? În acest context eu văd speranța 3 de pute. Speră. Speră că vor crea 3 și cu 1, 4, ceva concret. Poate această... Bine să strănut. 4 de băte poate fi reprezentat într-o formă sau alta și de 10 de monede. Speră că vor crea o familie cu voi în cazul în care nu sunteți căsătoriți. Da? Da? Pentru că ei simt. Am zis, regina de cupe, 3 de cupe, 10 de cupe. Ia uite, simt multe pentru voi. Dar a fost și o tăcere, a fost și o plecare. Ia uite, și 9 de cupe. Și 9 de cupe. Foarte multe. Și totuși sunt niște blocaje pe care trebuie să le depășească. Ia uite, blocaje, 9-10, da? 9-10, au planuri de făcut, cum să iasă din această lume tradițională, ia uite, din această căsnicie, ia uitați-le, îi arăt. Poate unii sunt dependenți sau influențați de mamă. Oho! Multe, multe lucruri, gânduri. Ca să știți, în principiu, cam la ce se gândesc. Dacă e tăcere, să știți, să arăt puții cu ce se ocupă. În această tăcere. Cu ce se ocupă mintea lor? Nu, că e că ei muncesc, săracii. Se gândesc că au de lucru. Au de lucru foarte mult. Și totuși, regina de cupe, 10 de cupe, 3 de cupe. Aici, 2 de cupe, puterea și 7 de cupe. Trebuie să se separe de cineva care este prea dominant pentru unii. Trebuie să comunice și ceea ce simt. Sunt multe în mintea lor, dar... Am expus doar câteva din gânduri. Ia uite, the communal dance. 5. 5 înseamnă schimbare. Trebuie să vină cu o schimbare, o schimbare creativă. Dar... Gândurile astea. Pe de o parte, au de muncit în societatea, în cercul în care, din care fac parte. Au de muncit. E un dans comunal, da? Dansul acesta, munca asta, da? Pe de altă parte... Trebuie să se rupă, să se separe de acel cerc social-profesional ca să intre într-un alt cerc al vostru, da? Ideal, sentimental, romantic, vindecător. Hai că vă arăt și nouă de cupe pe aici, da? L-ați văzut mai devreme. Au foarte multe de făcut sărăcuții. Sărăcuții, așa simt eu nevoia. Dacă vă deranjează să... că le-am zis așa... E problema voastră, dar am zis, gândurile lor cam astea sunt. Cum să muncească să fie independenți, cum să muncească să fie stabil pentru voi, eventual? Cum să fugă de această stagnare, cum să... Da. De aceste probleme, nu în sensul că fugiți, că nu vor să fugă. Să găsească o variantă creativă. 5, am zis, creativă, cavalerul de bâte e creativ. E aventuros, e îndrăzneț. Cum să-și găsească încrederea? Să plece. Trebuie să plece de undeva dintr-un loc, uitați. Trebuie să plece dintr-un loc. Poate că voi trebuie să plecați, iar se gândesc și la chestia asta. Vedeți unde sunteți. Eu așa simt. Nu de altă, dar am văzut multe emoții. Dacă simțiți că nu sunteți voi aceștia cu emoțiile, dacă simțiți că nu sunteți voi aceștia cu emoțiile și cu, eu știu, cupele, probabil că e un personaj. Da? E un personaj care îi atrage într-o altă direcție. Acum, că voi vă supărați, nu vă supărați, știți cum e, karma-i karma, la un moment dat trebuie și ea ruptă, eliberată, nu susțin nimica, dar sunt deciziile personale. Când cineva pleacă, înseamnă că gata, s-a cam terminat povestea. Cu cât țineți mai mult la cineva, cu cât sunteți mai posesivi, cu atât e mai rău și pentru voi, nu doar pentru persoană. Pentru cine o fi mesajul, rămâne de văzut, dar... Repet, dacă nu vă simțiți voi persoanele acestea emoționale și considerați că e altcineva de care sunt ei atrași, asta e. Eu zic că nu e bine să fiți posesivi, dar vedeți unde sunteți. A trebuit să zic mesajul pentru cineva. Nu susțin triunghiurile amoroase, nu susțin despărțirile, dar când se termină karma, se termină, gata.
poate să fie și o separare. Dacă voi sunteți parte din această structură pământeană, să zic, tradițională, și considerați că mai există un personaj emoțional care atrage într-un fel sau altul, repet, înțelegeți că o separare se va produce. Acum, că e această separare a lor față de structura din care vin, că e a lor față de voi, repet, dacă nu sunteți voi aceste personaje emoționale, vedeți unde sunteți. Astea sunt gândurile lor. Sper că v-a plăcut, da? Și sper că îmi scrieți ca să văd și eu în principiu cam pentru cine am vorbit. Dar știu că întotdeauna există oameni pentru care, da, aceste mesaje sunt foarte importante. Numărul 4. Hai să vedem numărul 4. Ce gânduri? Ah! Nu, scuzați-mă, am strâns cărțile și am zis că mai vin cu niște mesaje. Mai vin, ia să pun asta la loc. Da, deci nu. De 3 ori nu. Le lăsăm așa. Așa cum erau, nu mai contează, eu le știu în principiu. Da, uite, vedeți, eu... Mai erau niște mesaje de primit de la ei, niște gânduri. Hai să vedem ce alte gânduri mai vin. Ca să vedem cum se susține și etalarea pe care am făcut-o. Ați văzut? Aici era. Interesant că aici în continuare apare, ia uite, luna și îndrăgostiții, o dragoste, care creează confuzii, da? Și nu degeaba am strâns eu și acum le pun la loc. Tot o stare de, eu știu, confuzie. Hai să vedem mesaje. Da, să nu uităm în continuare ce apare, da? Ia uite și spânzuratul. Sunt îndrăgostiți. Dacă nu vă simțiți voi aceste personaje mentale, înseamnă că sunt oamenii din viața lor. Îmi pare rău pentru cum s-au schimbat lucrurile. Sorry. Da? Ce zice? Te iubesc, dar dacă vin înapoi la fel, nu știu, sigur, dacă mă vei lăsa să intru. Interesant. Aici este. Există dragoste, dar ce este mai puternic? Structura tradițională, da? Structura tradițională, familia, da? Cum au fost crescuți, educația, tradiția, da? Sau dragostea față de voi, da? Lună și dragostiții față de voi. Așa văd. Sau față de cine? Sau față de cineva. Ce? Lasă-mă să fac lucrurile corect. Cum? Da. Pentru că nu le-a făcut corect cu 7 de spade. Nu le-a făcut corect până acum. Din punctul lor de vedere. Noua perspectivă, spânzurată. Nu le-au făcut corect. Sau lasă-mă să repar lucrurile. Ar putea să fie să și repare. Pentru că apare o ruptură, da? Care trebuie reparată într-un fel sau altul. O separare. Vom mai vedea și la alte prezentări. Hai să mai vedem alte mesaje. Vedeți că sunt importante și era să scap, să le uit. Cât pe ce să le uit. Alte mesaje. Ce sunt? Ce zice aici? Interesant. Întotdeauna îmi voi aminti de lucrurile bune pe care le-am împărțit. Sau experiențele bune pe care le-am împărțit. I wish you were here. Poate ascultați Pink Floyd. Wish you were here. Da. Îmi doresc să fii aici cu mine. Dar ceva s-a stricat. Uite, turnul. Ceva s-a stricat. Cineva a fugit. A fugit. Poate a fugit
să-și construiască, interesant cum vine mesajul, da? Deci nu s-a terminat etalarea. A fugit să-și construiască această stabilitate la distanță din cauza problemelor financiare. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva. Spânzuratul și faitonul o să-l pun aici. Ați văzut și am întrerupt și pe urmă am continuat. Probabil că se va continua povestea, chiar dacă acum e această separare. Se va continua asta pentru că apare și faetonul. Mai dăm alt mesaj, alt gând pentru numărul 3. Există totuși speranță, am zis. 3 de bâte înseamnă speranță, poate să fie și distanță, într-adevăr. I miss your touch. Mi-e dor de atingerea ta sau de, eu știu, de efectul pe care îl are persoana voastră în viața lor. Alte mesaje. Scuzați-ne zgomot. Asta. Am nevoie de time. E interesant. I need time to restore myself, my life, my heart. Da? Am nevoie de timp ca să restaurez. Da? Am nevoie de timp. Interesant. Am nevoie de timp ca să-mi restaurez sinele, viața, 8-9, da? 8 și cu 9, și inima. Da, inima. Trebuie să aleagă. Ori cu inima, ori cu mintea. Ce? Tradiția sau dragostea sau ce? Am nevoie de timp să-mi restaurez. Interesant cum a venit noțiunea asta de restaurare în condițiile în care avem turnul, o distrugere a unei structuri. Un eveniment neașteptat sau trezirea, pur și simplu. Îmi pare rău de ce am spus. Întotdeauna mă gândesc cum ar fi fost dacă lucrurile ar fi fost diferite. Hai, încă un mesaj. Încă un mesaj. Încă un mesaj. Încă un gând. Și morița mea plânge la ușă. Dacă are legătură, cineva plânge. Din cauza acestei separări. Mai. Sper să nu răstor nimic. Am picat o carte pe jos. Ce zice? Toată ziua mă gândesc la tine. Tu nici măcar nu știi. Da. Dar sunt gânduri cum să pun în practică, cum să realizeze ceva. Adică nu vor să vină oricum. Nu vor să vină oricum. Nu vor să vină neschimbați. Interesant că e 8 transformare. Începem cu un 8, cu nevoia de a transforma, de a munci, de a se detașa de un întuneric. Interesant, de a-și descoperi destinul cu faetonul. Ce zice? Ia uite, interesant. Mi-am primit karma pentru cum te-am tratat. Mai. Te doresc. I want you. Mă văd pe mine însumi în ambele. Sau, cum să traduc? Și în lucrurile bune pe care le ai și în lucrurile rele pe care le ai. Sau, în fine, defecte și calități. Mă văd pe mine însă și în calitățile tale și în defectele tale. Este o confuzie. I don't. Eu nu. Eu nu ce? Și puncte, puncte. Eu nu.
mai tot ce... Da. Mă simt ca acasă cu tine. Totuși, iar e o noțiune de casă. Mă simt ca acasă cu tine. Cu tine. În fine, cam asta este etalarea. Sper că v-a plăcut. Și eu sunt convinsă că această întrerupere are legătură și cu viața voastră personală. Că știți că în aceste momente, în timpul etalării, cam toate au un rost. Au un... semnalizează ceva. Da? Acum chiar închei. Și vă zic la revedere, dragoste, pace, creștere spirituală și trec la următorul număr. În sfârșit, acum chiar pe bune, numărul 4. Chiar pe bune că era cât pe ce să încep mai devreme. Am zis, gânduri, mesaje, mai degrabă gânduri. La ce se gândește în această perioadă? Energia generală dintre voi, vedeți că una este gândul, alta este emoția, alta este intenția, dorința și alta e ce realizează. Da? Faceți diferența, de-aia sunt mai multe tipuri de etalări de genul ăsta. Și s-ar putea să fac mai des pentru că acestea variază de la săptămână la săptămână, chiar de la zi, în funcție de gestările planetare și de așezările planetare, de pozițiile lunare, de stările persoanei, da? Energia generală dintre voi. Îndrăgostiții? Interesant. Și la cap, wow! La capătul setului de cărți. Fantastic! Wow! Acest personaj, nu vă supărați, s-a cam îndrăgostit și această pasiune, dar nu e doar pasiune, atracție, cavalerul de bâte, da? Dar sunt și sentimente extrem de profunde care îl transformă, o transformă, da? Pe de altă parte, tot ceea ce simt încearcă să pună capăt. Încearcă, rămâne de văzut dacă și reușește. Ce poate să însemne această moarte? Poate să însemne că vor să pună capăt tuturor lucrurilor care le simt față de voi sau se lasă transformați. Poate să varieze în funcție și de mesajele care vin. La locul de muncă v-ați întâlnit al unuia dintre voi, clar. Îngerii v-au adus împreună ca să învățați ceva. Pentru că, eu așa văd, trebuie să învățați ceva unul de la celălalt. Ori o tehnică, ori emoții, fiecare are ceva de oferit celuilalt. Unul oferă pasiune, altul oferă un anume tip de abundență, unui tentație în viața celuilalt, celălalt se consumă, arde într-o altă structură, arde de dorul lui, pe de-o parte, și îngerii v-au adus împreună, dragii mei. Deci, pe de-o altă parte, ce trebuie să alegeți? Și unul și celălalt. În momentul, am zis, în momentul în care, interesant, alegeri, și în timp ce am estecat, m-a apărut doi de bâte, da? Alegeri, trebuie să alegă un drum. Care? Care drum? Cel în care este sau cel alături de voi? Doi planuri, da? Și totuși trebuie să se tempereze. Am văzut temperanța și mai devreme. Ați văzut-o? Vă arăt eu. Uite aici. Trebuie să-și tempereze și emoțiile. Uitați, dragii mei, regele de cupe. Și emoțiile și pasiunea trebuie să tempereze. Șase de spade. E nevoie de o strategie. Hai să clarificăm aici o dată. De două, de trei ori. Ce gândește despre voi în această perioadă? A vrut să se arate. Regele de monede, căsătorit sau e jobul important? Asul de monede. Valetul de monede. Nouă de monede. Fantastic! Nouă de cupe. Wow! Unul dintre voi, el sau ea, una... O persoană este căsătorită, o persoană este necăsătorită și atât de fericită împreună, împreună cu realizările sale, vreau să zic, atât de fericită singură, încât, chiar începe să inspire la dragoste, atrage. Se gândește că simte foarte mult, emoții copleșitoare,
S-ar îmbăta. Într-un fel sau altă, energia voastră e îmbată. Ce se gândește? Că ar oferi ceva, că ați putea să creați, să aveți o legătură, o colaborare, măcar profesională. Da? Sau, da? Asul de monede. Se gândește că ar fi frumos să vă ofere ceva. Poate să vă facă un cadou sau să fie așa generos să vă sune și să vă ofere ceva. Da? Să se creeze 9 și cu 1, 10. Da? Da. Le-ar place. Cred că le-ar fi plăcut să se căsătorească cu voi. Dacă sunt căsătoriți, cred că acum gândesc că le-ar fi plăcut să se căsătorească cu voi, pentru că văd totuși regele de monede. Ia uite, regele de monede care încearcă să se detașeze de ce? De patru de bâte, de o familie eventual, care scârție, de o relație care scârție, patru de bâte scârție, că e invers, vedeți? Și de când v-a întâlnit pe voi, iau șase de cupe, conexiunea asta emoțională dintre voi doi, profundă, și a simțit că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, că destinul v-a adus, îngerii v-au adus cu un anumit scop împreună, da? Ce a fost acasă se începe să nu mai fie cum a fost. Nu am văzut turnul deocamdată, dar încep să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Clarificăm asul de monede. Clarificăm asul de monede. Gândesc că sunteți persoane valoroase într-un fel sau altul, poate chiar și mândre, și se gândesc cum să vin și ce să ofer, cum să ofer. E un mesaj, nu-l pun la asul de monede, dar un mesaj în plus. Ei sunt plictisiți, obosiți, să muncească într-o anumită direcție, într-o anumită șapte, într-un anumit contract sau legătură de lungă durată. Poate să fie căsnicie, poate să fie un contract, poate să fie o legătură de lungă durată în care au muncit. Șapte de monede, sunt plictisiți, da? Sunt plictisiți. Se simt oarecum manipulați în această relație sau în această situație, da? Și sunt dezamăgiți. Și a apărut hodorul brusc, o energie. Puteți această energie să fiți voi. Am zis, mă mir că n-a apărut turnul. Dar a apărut brusc această energie. Pe de altă parte, și-ar dori să vă exprime, să vă povestească despre lucrurile astea. Și-ar dori să vă povestească despre aceste lucruri. Clarificăm asul de monede. Clarificăm asul de monede pentru numărul 4. Da, vreau să vă dea ceva în dar interesant. Interesant, a apărut și la numărul. Asul de monede a fost clarificat de faeton și de șase de spade. Iar nevoia de a... E un gând. De a veni spre voi. Amândouă reprezintă călătorie. 6-7. La locul de muncă, într-un fel, iar revine 6. Iar revine 7-le. Dar își doresc nu să vă întâlniți doar la locul de muncă, clar. Sau poate nu e la locul de muncă. Poate v-ați întâlnit la alimentară. Sau undeva. E într-un spațiu pe care îl parcurgeți sau prin care treceți în fiecare zi. E o chestiune care ține de fiecare zi, casa a șasea fecioare, da? Ei, și acolo v-ați întâlnit și totuși își doresc să vină să se creeze de la 6-7 o legătură mai profundă, da? Să se creeze acest as de monede, acest potențial să se manifeste în practic, o relație de lungă durată, da? Își doresc să... Da, asta e cuvântul, da? Au încercat, ia uite. Hai, este că a apărut trăsnetul. Ca un trăsnet ați apărut în lumea lor. În lumea lor. Ei sunt căsătoriți, unii dintre ei, 10 de monede și împărăteasă. Poate sunt influențați de căsătorie sau de mamă sau de tradiție sau de cultură. Și trăsnet a venit ca un trăsnet, regina de cupe.
la luna plină, la luna nouă, au încercat să se detașeze. Au încercat să se detașeze, poate că încă încearcă să se detașeze de această nevoie. Dar, pe de-o parte, simt că destinul, am zis destinul, sunteți predestinați să creați ceva împreună, să colaborați o perioadă, nu știu, așa simt. Poate că și mie mi se pare ciudat că vă transmit aceste mesaje, dar așa vin. Valetul de monede. Clarificăm valetul de monede. Valetul de monede. Ia uite. Regele de bâte. Simt multă pasiune. Simt multă, teribilă atracție. Dar trebuie să-și facă curaj ca să vină. Poate nu am, nu știu. Variază de la om la om. Bărbat, femeie, ce-or fi. Trebuie să-și facă curaj, să aibă încredere, să vină cu acest mesaj, cu acest dar, cu acest gest practic. Adică degeaba își doresc, degeaba gândesc, trebuie să-și pună în practică. Sunt conștienți. Pentru că sunt niște oameni cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, acești oameni. Și nu s-o obișnuiți așa cu să-i bulversați voi cu emoții, cu spiritualitate, că am văzut temperanță, da? Nouă, nouă, iar energie spirituală, îndrăgostiți, vibrații, chestii. Aveți o vibrație, măi. Aveți o vibrație. Când sunteți împreună, nu mai contează ce în jur, așa simt. Nu mai contează ce în jur, totul radiază. Ei încep să simtă, să palpite, să transpire, să... Na, când sunteți împreună. Bine, acum e și cald, într-adevăr, mai transpirați de căldură, dar o să transpiri și cu aer condiționat. Uite. Interesant. Nouă de spade a fost clarificat de regele de bâte și de încă o carte care a picat pe jos și o iau acușica. Care este, oho, regele de bâte, am zis regele de spade. Că sunt semne de foc, că sunt semne de aer, că sunt semne de pământ, voi știți. Ideea este că acest personaj vrea... vrea să fie nebun, gata, nu mai vrea să se gândește, da, domnule, sunt un om rațional, am zis cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, gândesc, sunt isteț, isteaț, înțelept. Da, am această pasiune, băi, o nebunie pentru acest personaj, dacă e femeie, pentru această femeie liberă, libertatea voastră îi atrage, îi atrage teribil și totuși nu pot să vină. Nu pot să vină că trebuie să aleagă. Ia uite, să lase în urmă ceva. Ce îi... Să se transforme, moartea aia, asta înseamnă transformare. Trebuie să lase în urmă. Ia uite. Un stil de a gândi. Ia uite câte cărți. Vă arăt, da? 8 de cupe, 8 de spade, 10 de spade. Și trebuie să aleagă. Ce fac? Ce fac? Cum renasc această dragoste? Ia uite, 9 de cupe. 9 de cupe, asul de cupe. Judecata, această dragoste mă scoate din morți, din plictiseală, din... Uf, și am și fiori. Wow, clarificăm 9 de cupe. Sunt gânduri. Le dați speranță. Dacă viața poate fi frumoasă, nu mai e 7 de monede, viața nu mai e plicticoasă, muncii, mergem acasă, mergem la job, oferim familiei ce au nevoie, nu. Viața e mult mai interesantă, că sunt fluturi, butterflies. Ia uite, sunt fluturi, creați palpitații în jur doamnelor, da? Dacă sunteți doamne. Și dacă sunteți domn la fel, sunteți liberi, dacă sunteți într-o cușcă, vreți să ieșiți din cușcă. Dar nu puteți. Nu, eu cred că voi sunteți liberi, dar și ei nu sunt liberi. Și inspirați să iasă din cușcă. Asta. Inspirați să fie nebun. Ar ieși mai, ar face o nebunie. Ar risca. Dar se gândesc, oare? Clarificăm 9 de cupe. Mai. Asta îmi place. Deocamdată îmi place mai mult detalarea asta decât numărul 3. Era apăsător. Apăsător a fost numărul 3. 9 de cupe, te rugăm. Pentru numărul 4, 9 de cupe. 9 de cupe. Ne? Nu vrea să zic că regele de spade mai puțin comunicativă. Asta e temperanța. Trebuie să fie în echilibru. Se gândesc, of, 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 sufletelul meu, trebuie să fie în echilibru. Trebuie să-mi găsesc echilibru, că m-a dat peste cap. Ce să mai...
M-a dat peste cap. Ia uite, sunt în căsătorie, am zis, o, mamă, ia uite, ar vrea, le-ați transformat viața, fantastic. Acum înțeleg ei, de fapt, ce ia, măi, uite, vedeți, măi, copilașii mei, nu știu ce zic, ce mi-a ieșit. Dragii mei, vedeți, copiții mei, ce aici, moartea, 10 de cupe, 7 de cupe, 4 de bâte. Aici, trebuie să aleagă. Cum vor să-și trăiască viața? De fapt, o relație frumoasă, așa este, în care ai palpitații, în care ai dorință, în care nu te plictisești, visezi tot timpul unul la altul, chiar dacă e distanță, visezi, da? Cât mai aproape de ideal, o dragoste care transformă, da? Și totuși, totuși, ho-ho, asta e. Dacă sunt căsătoriți, ceea ce este provocată căsnicia lor. Adică, dacă sunt căsătoriți, se gândesc, mă, ce mi-ar fi plăcut să fi fost căsătorită cu tine. Nu m-aș fi plictisit, cu siguranță nu m-aș fi plictisit, așa că se temperează, eventual. Poate, mai are tendința să mai bea un păhăr, se gândește, stai mă, să mă calmez, că nu fac nimic cu băutura. Nu mă ajută cu nimic, că tot visez, că tot visez. Să-și calmeze emoțiile. Vedeți, e așa gâdilicioasă starea pe care o am la etalarea voastră. E gâdilicioasă, le dați gâdilici. Ah, ce frumos e, ce frumos e. Acum cred că se îndrăgostesc oamenii ăștia. Ia uite, șahti, unde s-au oprit la șahti. Sunteți femei, dacă sunteți femei, aveți o energie foarte specială, foarte specială. Poate nu vă vedeți voi frumoase sau atât de speciale, dar energia, vibrația voastră este. Hai să mai vedem. Alt mesaj pentru numărul 4. Acceptance. 55, interesant. 5 și cu 5 iar număr repetitiv. 5 și cu 5 înseamnă 10, 1. Trebuie să o ia de la 0. De la 0, 1. Da? 0 și 1 să manifeste. 1. Poate fi și astfel, să zicem. 1. Să accepte. Pe de o parte, interesant cum simt. Trebuie să accepte că s-au îndrăgostit. Asta e acceptance. Și dacă au pe cineva în spate, or fi alte gânduri, vor apărea în alte etalări. Dacă au pe altcineva, altă relație sau... Asta. Trebuie să accepte că s-au îndrăgostit. Vedeți și voi cum e. Nu trebuie să arăt prea multe. Ia, să nu mai arăt cu degetul. Trebuie să accepte că s-au îndrăgostit. Ce să mai... Și 5 și 5 înseamnă schimbare. Și dragostea aceasta îi schimbă? În bine, îi schimbă în bine. Pentru că unul înseamnă ce înseamnă magician. Înseamnă, își descoperă că viața poate fi magică, că oamenii pot să fie magici. Că voi sunteți să aveți așa o vibrație magică. Ia-ți îngenunchiat. Dacă sunteți doamne, ia-ți îngenunchiat într-un fel sau altul, fără să vă dați seama. Este ca un fum, e vibrația voastră, ia îngenunchiat vibrația voastră. O, de ce frumos! Văd și un cal. Știu că nu este de așa, îl văd eu pe aici. Văd un cal în două picioare, parcă, da, parcă ar alerga înspre voi. Ar alerga. Acum trebuie să se echilibreze. Calm down! Da? Keep calm. Cum erau citatele alea? Keep calm and enjoy another glass. Da? Calmează-te și mai o păhărel. Că ești tu, regele de spade, atât de îndrăzneț, încât să o iei de la zero sau încât să fii nebun, să te duci. Vai, da ce simt la aceste. E drăguț. Vă rog să-mi confirmați, dacă poate nu știți nici voi ce e în mintea omului. Ce e în mintea omului. Dar trebuie să-și facă acest curaj. Înghit în sec, li se usucă gura și mai bea un păhărel. Și mai calmează-te, domnule, că ești căsătorit, căsătorită. Păi da, și acum este. Păi da, m-am plictisit în acea căsnicie. Ia uite cum scârție căsnicia mea. A? Da? Și aici acest personaj îmi dă emoții. Ce fac? Ce aleg? Ce aleg eu? Iar apare justiția. Măi, poate iar aveți balanțe.
Unii poate aveți vibrație de balanță, da? Și apare stea. Păi, ți-ar destinul, mai să fie. Destinul te-a adus împreună, să te scoată din... Ia uite, și regina de cupe, da? Pe care am văzut-o și mai devreme, regele și regina de cupe. Și atracția, cavalerul de bâte. Da? Mamă, cine a venit? Să te scoată această dragoste, această nebunie, aceste stări. Să te scoată din cușca mentală, din programele mentale. Asta e. De-aia v-ați întâlnit, de-aia destinul. Și simt că sunteți predestinați, măcar, nu știu, să creați ceva. Foarte strange, foarte, foarte, foarte. Mai. Și vă văd așa, frumușei, frumușele, mândruți, mândruță, mândruță. Și se gândesc, cum să vin eu, mai, cum să vin eu? Cum să vin eu la mândrețea asta? Nu trebuie să accepte. Hai, alte mesaje. Că s-au îndrăgostit, ce să mai... Cât ar fi ei de sobri, dacă ei sunt sobri, mai reci, posibil pentru unii să fie semne de... Nu neapărat că semnele de aer sunt reci, nu. Oricine poate. Dacă ei sunt raționali, așa au fost educați, să gândească înainte să simtă. Ia ca îi dă peste cap această... Probabil că sunteți mai tinerei, tinerele, mai visători, mai plini de speranță, le dați așa un bobârnac peste toată rațiunea lor. Interesant, nu mai mesajul. Un bobârnac peste rațiunea lor, logica lor. Băi, dragostea nu poate fi exprimată logic, așa zicea Rumi. Nu poate fi. Dragostea nu poate fi exprimată logic. Decât prin nebune. Lasă-mă să fac lucrurile corect. Let me make things right. Lăsați-i să facă lucrurile corect. De parcă îi țineți voi într-un fel sau altul. Nu cred că îi țineți. Eu cred că sunteți foarte liberi. Eu cred că voi sunteți aici. Voi sunteți acolo. Și într-un fel sau altul, la ce se mai gândesc? Că îi echilibrați. Tocmai pentru că aveți multe emoții, le dați și lor și le umpleți paharul. Dar, mare atenție! Asta înseamnă că se va crea în tip dependență de ceea ce le oferiți lor. Ideea este să iei să-și învețe să-și umple paharele. Trebuie să învețe să se iubească și atunci să fiți în echilibru, că deocamdată nu sunteți, vedeți, paharele nu sunt la cele. Ui, ce scârție, cineva ar veni, băi, a scârțit, au scârțărit roțile unei mașini. Cineva ar vrea să vină cu viteză, da? Nu e cavalerul de spade, dar în faeton, o mașină și scârțieli. Poate încearcă să pună frână, da? Ca să nu vină spre voi. Să se echilibreze, da. Încearcă să se înfrâneze un pic, să se rețină. Că altfel s-ar arunca și în cap. Dacă... Opa! Bateria, sper să mă țină, vă rog. Hai, niște mesaje. Se va opri în 30 de secunde? Nu vreau să se oprească telefonul în 30 de secunde. Vreau să-mi iau niște mesaje, măcar un mesaj. Nu este rușine de comportamentul său? Ce mai zice? Cuvintele tale sună în cap. Oare ce-i fi zis? Dragă numărul 4, i-ai fi zis ceva? Hai!